Și-au împărțit pumni și picioare în fața ambasadei Armeniei la Chișinău. Membrii comunității azere s-au luat la bătaie cu membrii comunității armene din Republica Moldova, care au ieșit la protest în legătură cu conflictul militar dintre cele două state. Cele două tabere au fost despărțite de carabinieri. Azerii dau vina pe armeni că s-au opus protestului care a degenerat în bătaie. Ultimii însă susțin că au fost provocați. Cele două tabere au fost dispersate abia după ce au intervenit carabinierii. Înarmați cu pancarde și flaguri, manifestanții au mers pe jos, dar și în marș automobilistic la ambasadă, apoi la Organizația Națiunilor Unite. Protestele organizate astăzi sunt generate de conflictul militar dintre Azerbaidjan și Armenia, care durează mai bine de 28 de ani. Azerii cer conducerii Armeniei să înceteze focul de arme și să elibereze teritoriul ocupat. După ce au protestat în fața Organizației Națiunilor Unite, manifestanții au pornit în coloană spre monumentul lui Ștefan cel Mare. Aceștia sunt supravegheați de polițiști pentru a opri altercațiile. Это Пашинян, это мои земли живут, мои родной земли, где я родился. Это моя земля живет, он там родился. Откуда ты приехал там? Иран, Ирак, Турция, Сурия. În fața mulțimii a venit și ambasadorul Azerbaidjanului, care a acuzat reprezentanții diasporii armene, în special pe deputatul socialist Gaec Vartanian, de altercații. Acestea au degenerat în bătaie. Виновникам этой провокации, как мы считаем, два человека, этнические армяне. Один является депутатом парламента Молдовы, а другой является советником президента Молдовы. Эрнест Варданян и Гай Вартанян. De partea cealaltă, deputatul socialist Гаек Вартанян, care reprezintă diaspora armenilor în Republica Moldova, susține că a venit la ambasadă pentru a calma spiritele. Я там был как глава армянской общины и как человек, который понимал, что мог быть провокация, я пошел туда, чтобы обеспечить мир со стороны армянских, ну, граждан Молдовы, армянское происхождение, армянской национальности. Totodată poliția anunță că s-a autosesizat, iar persoanele implicate în altercații urmează a fi documentate și trase la răspundere. Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan a început încă în anul 1988 și se referă la confruntările militare dintre etnicii azeri și cei armeni. Aceste confruntări au avut loc în regiunea Nagorno-Karabakh din Caucaz. Conflictul a evoluat ca urmare a războiului din Nagorno-Karabakh din anii 1988-1994. Deși războiul s-a încheiat prin decizie oficială de încetare a focului, tensiunile și disputele din regiune continuă și în prezent.